Elevii care nu au reușit să ia bacul la istorie sau matematică au reluat proba la care au obținut nota sub 5. Peste 80 de elevi din județul Olt au susținut din nou proba la istorie și peste 500 pe cea la matematică. Dacă istoria românilor nu le-a dat mari bătăi de cap elevilor, la matematică se pare că subiectele au fost mai dificile față de cele din prima sesiune. Totuși, elevii speră să obțină note de trecere, iar unii dintre ei doresc chiar să-și continue studiile sau să se înscrie la cursuri de calificare. Ce probă ai susținut? Matematica informatică, mate. Și cum a fost? Acceptabile. Mai grele subiectele decât în sesiunea precedentă? Da, au fost. Un pic mai grele au fost, mai ales subiectul 3. Mie mi s-a părut greu. Dar au mers. În prima sesiune ce s-a întâmplat? Nu știu, chiar nu știu. Poate că emoțiile... Cu ce notă ai picat? 4.40. Și acum sper la o notă mai bună, nu? Da, da. A fost singura materie la care ai picat? Da, singura materie. Dorești să urmezi cursurile unei facultăți sau ce îi face? Da, nu, o să dau la jandarmerie, la subofițeri. Matematica. Și cum a fost de data aceasta? A fost un pic mai greu decât data trecută. Și te-ai descurcat? Da. Ce notă sper să obții? Peste 6. În prima sesiune ce s-a întâmplat? Nu m-am pregătit, n-am fost pregătit. Și acum pe perioada verii te-ai pregătit mai mult? Da, am făcut meditații. Vrei să urmezi o facultate sau ce vrei să faci pe viitor? Nu, o să urmez un curs de calificare, ceva. Cum ți s-au părut subiectele de data aceasta? Prima parte puțin mai grea decât în iulie, dar a fost bine. În prima sesiune ce s-a întâmplat? Nu pot să spun ce s-a întâmplat, nu știu. Ai avut emoții? Ghinion, da. Și acum ce urmează să faci? Urmează să te înscrii la o facultate sau aștepți până anul viitor? Știu să văd, depinde. Mai ușoare decât data trecută. Ce s-a întâmplat în prima sesiune? Am luat 3. A fost mai greu. Și acum ce notă sper să iei? Nu știu, sper să iau peste 5. Și urmează să dai la o facultate sau ce urmează să faci da. Pe viitor? Da. Unde vrei să te înscrii? La post liceală vreau, dar... Cum a fost? Puțin mai greu. Mai greu decât data trecută? Da. Data trecută ce s-a întâmplat? Am picat. Cu ce notă? 4.50 parcă. Și acum sper să obții o notă mai bună? Sper. Ai rezolvat toate subiectele? Aproape. Măcar un 5 în deseo. În Slatina au fost desemnate două centre de examinare, la Colegiul Tehnic Metalurgic și Colegiul Național Vocațional Nicolae Titulescu. Din cei peste 600 de elevi care s-au înscris la proba obligatorie a profilului, 150 nu s-au mai prezentat. Vineri va fi ultima probă scrisă din cadrul examenului de bacalaureat, proba la alegere a profilului. Afișarea rezultatelor se va face în data de 29 august până la ora 16, iar depunerea contestațiilor se va face în aceeași zi, între orele 16 și 20. Pe 1 septembrie se vor afișa rezultatele finale.